Salut, prieteni, bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi facem ceva mai diferit. O să vă arăt noua mea echipă, cea pe care am construit-o cu toate premiile din ultimele săptămâni de la Weekend League, de la Division Rivals. Am vrut să fac o echipă de peste 10 milioane de coins, chiar 11 dacă ar fi să luăm în calcul valoarea tuturor jucătorilor, inclusiv a celor de pe banca de rezerve, și am mizat și pe câțiva jucători de Bundesliga, dacă tot se joacă Bundesliga acum când fotbalul a revenit. Au carduri foarte bune, Team of the Season, Sancho și bineînțeles Lewandowski sunt jucătorii principali. Pe Leva l-am cumpărat cu 2.748.000, are 14 goluri date, 4 asisturi în 9 meciuri și se descurcă foarte bine ca atacant central până aici. Și Sancho, care mi-a picat din pec joi, a fost un noroc incredibil și are și el niște staturi foarte bune până acest punct. 6 goluri, 11 pase de goluri în doar 9 meciuri și joc în 4-2-3-1. Sancho este în spatele lui Lewandowski, Felipe Anderson în partea dreaptă, Hazard în stânga și mijlocași defensivi sunt acești doi giganți francezi, Petit, Prime Icon Moments, și cu Vieira, Mid Icon, care este extraordinar, are niște staturi la physical incredibile și e super înalt Vieira. Defensiv Militao și Sergio Ramos, care sunt cei doi fundași centrali absolut incredibili amândoi. Și cam asta este echipa. Pe bancă Fekir, Rashford, Vișcea și Mendy, Christmas, care a rămas acolo ca jucător defensiv. Sunt niște jucători foarte buni. Am până acum 8 victorii din primele 8 meciuri jucate vinerea asta pe stream la Weekend League și voi juca niște Division Rivals ca să vă arăt și voi această echipă pe care am reușit să o formez. Sunt divizia a doua și sunt foarte aproape de prima divizie. Sau să fie un clip în care o să cer să promoveze prima divizie. Na, să sperăm. Dacă îmi câștig toate meciurile, o să joc 2-3 meciuri. Dacă câștig primele două, s-ar putea să fiu foarte aproape de divizia 1 și o să încerc promovarea cu Leva și Sancho, Team of the Season so far, în echipa mea. O să vedeți și pe Leva la lucru cu această ocazie, zic eu, un atacant senzațional. Hai să vedem peste ce jucători dau, o să fie niște meciuri foarte complicate. Sper eu să le câștig și să completez acest obiectiv, să ajung în prima divizie și la FIFA 20, după ce am reușit la toate edițiile precedente care am jucat Ultimate Team, cred că de la FIFA 13 încoace. Și am găsit un adversar, o să joc în acest kit al lui PSG. Ia să vedem echipa, mă aștept să fie echipă foarte bună, este echipă bombă, nu cred. Ruud Gullit, Prime Icon Moments, Mane Team of the Season, Ronaldo Nazario Prime Icon Moments, Ronaldo Team of the Year, Van Dijk 99 roșu, wow, nu se poate așa ceva. Deci asta este o echipă incredibilă, peste cine fi dat aici eu la Rivals? Ok, o să fie super, nu știu dacă o să câștig, rămâne de văzut, o să dau tot ce pot. Acum, cu siguranță vom vedea valoarea lui Lewandowski. Nu cred că se va pune în calcul altceva, pentru că este o echipă incredibilă. Dacă reușesc să bat așa o echipă, înseamnă că, într-adevăr, formația mea de 10 milioane de coins merge. Și atât pe Lewandowski. Ok, a mers. Hai până la Ramos. Dar bine, Ramos e un super fotbalist defensiv. Sancho. Șutul lui Sancho este gol. 1-0 împotriva acestei echipe formidabile. Jadon Sancho deschide scorul în minutul 38. A fost foarte greu până acum, dar în creză ocazie pasă cu double tap acolo. Am apăsat de doar pentru a-i ridica mingea pentru voleul lui Sancho, care trimite o torpilă efectiv. Vieira. E același Felipe acolo, care mereu acolo în dreapta și descurcă foarte bine. Central era Lewandowski și din păcate scoate Alisson. Și portarea e foarte bună, dar e bine că Leva a reușit să trimită. N-a făcut-o foarte rău. Oh, Politano. Ah, m-a prins aici. Nu mă așteptam să tragă cu Politano. Era în asta că îl va prefera pe Ronaldo, care se afla în careu. E 1-1 la pauză. Ah, era bine să intre în avantaj la cabine. Dă gol fix în ultima secundă. Au fost câteva șuturi, dar nimic serios, în afară de cele două goluri. Hai să vedem a doua repriză. Vira senzațional pe recuperări întotdeauna. Și l-am pe Sancho. Rămână cu Lewandowski. Sancho. Leva este acolo. Gol Lewandowski. Înscrie goleadorul de la Bayern München. Și face celebrarea lui.
Este 2-1 pentru 54. Senzațional finesse shot-ul din prima, o fază care a curs impecabil, efectiv. Impecabil. Na, trece Ronaldo. A sărit la el Minge. Cu Petit recuperasem. Și aici Minge la Ronaldo. Prime Icon moments pe care n-a cum să-l ai într-o echipă, efectiv. Este incredibil. Dar, na, 2-2. Mă lupt în continuare. Că tot e meci greu, să fac niște modificări, fiindcă aseară, dacă am obosit, o să-l introduc pe Fekir, pe care de altfel o să pun în partea dreaptă și în stânga va intra Marcus Rashford. Două modificări pe laterale, rămân Sanchez și Leva, care de altfel sunt jucătorii principali pentru acest videoclip. A intrat Eusebio! Eusebio era rezervă. Eusebio Prime Icon Moments, oameni buni. Cum e posibil să ia asemenea echipă? Nu pot să înțeleg. Că Eusebio Prime Icon Moments rezervă. Câți bani a băgat în FIFA 20? Este ireal. Deci la draft nu poți prinde o asemenea echipă cum a prins el aici. Incredibil, efectiv. Da, am fost învins. Ar fi plăcut să scot un rezultat pozitiv contra aceste echipe. Nu s-a putut, din păcate. L-am cunoscut de două ori. Dar Eusebio și Ronaldo fac diferența, chiar pare nespus de rău, deci băi, chiar vreau să scot ceva. N-am auzit în viața mea o asemenea echipă. Visul cu divizia 1 s-a cam terminat, dar bun venit în divizia 2, oameni buni. Cam acestea sunt echipele, mă, care ți-ești gură. Cum poți să aibă Ruth Hulit, prea că bun, Ronaldo, Eusebio, Eusebio fiind rezervă? Incredibil. Deci ca și cum ai avea banii finiți, omul era multimiliardar sau ceva de genul, altfel nu mi-ai spui cum poți. O să mai joc un match. E clar că nu mai joc în divizia 1, dar mai joc un meci să vedem ce se va întâmpla. Al doilea meci. O echipă mai normală, adică ceva mai normal. Sunt toți, unde sunt toți, mai ales toți, dar vor fi Eusebio Mid Icon de 91, probabil. Are Nesta, Kuman, ok, o echipă bună, dar parcă mai joci când vezi așa ceva. Leva! Da, mă, eu cu gol Lewandowski, m-a zis, e fatal în careu acest atacant. Leva, team of the season so far, înscrie aici, este balonul stop foarte bun și e primul gol din acest match, 1-0. Ah, Eusebio, a scăpat, dar Ramos, incredibil, și Ter Stegen. Ce alunecare Sergio Ramos, un card senzațional. E Leva acolo. Sanchez trimite cum nu se putea mai bine. Și va fi Lewandowski ratând. Am ratat finesul. Apărat Ter Stegen. Da, se fluieră. Îl învig 1-0. Meci super greu. Dar e victorie grație golului lui Robert Lewandowski. Și o să mai joc cu meci, pentru că în acest an s-au întâmplat foarte multe. Și am fost foarte atent să nu primesc gol mai mult. Și să vedem cum stau cu punctele. Da, mai am vedea 46 de puncte ca să ajung în prima divizie. Mai e ceva până acolo. Al treilea match de Rivals. Mane, Team of the Year. La el Vișcea Roșu. Are Maradona și Pele. Super caterică să ai și Maradona și Pele. La mijloc folosește Kanté, Gold și Kovacic și toți. Stă cam prost la mijlocaș și central defensiv. Cred că joacă și el tot un 4-2-3-1 probabil. O, Sancho. Leva. Din nou din prima Lewandowski bară. O, vine și o bară. Am și eu ghinion acum, m-a arătat mult adversarul meu precedent. Păcat că nu s-a înscris. Mâncă o bară, a fost o fază excelentă. Petit, Leva, iar de data asta se dă gol. 1-0, minutul 8, am dominat clar primele 8 minute al acestui match și două ratări foarte mari, dar până la urmă e tot omul nostru de bază de 99 care înscrie. Diego Maradona, a dat gol. Senzațional. Înscrie Maradona 1-1. Chiar mă uitam pe Netflix zilele astea la un documentar cu el în Mexic, unde s-a dus să antreneze echipa de pe ultimul loc în 2018. Dar senzațional, omul. N-ai cum, cum e el cu două ceasuri la mână, frumos. La ambele mâini are cât un ceas.
Bara și pentru adversar, ca să le și minge acolo. Dar iată că lovește și el Bara. Leva, mă! 2-1. Chiar nu m-am bazat pe el în ultima vreme, voiam doar să-mi scriu, dar tot el apare acolo la finalizare. Este un nou shoot din prima, convingător. Sancho! A trecut Jaden! Este senzație, englezul ăsta. Super tehnic acolo, îmi place foarte mult. Are și 80 strength cu finisher pe el. Și iată aici ce shoot bun trimite pentru 3-1, minutul 57. Wow, ce gol mi-a dat! Super dribbling cu Vișa, nu credea că va ajuta niciodată. Deci avea doi oameni liberi acolo pe ele și mai era cu un jucător pentru oricând să paseze. Am scris încă o dată, mi-a plăcut pe dribbling băiatul ăsta, foarte, foarte mișto. Se încheie 3-2 pentru mine. Este încă o victorie. Petit a fost omul meciului. De văzut aici cât de important sunt mijlocași și defensiv într-un meci. A fost până la urmă 3-2, care mi-a oferit încă 25 de puncte. Sunt la 21 de puncte de vizia 1. Hai că o să mai joc încă un meci 4, ca la drafturi. Și poate reușesc să accedă prima divizie. Este meciul de promovare. Asta a fost obiectivul la început, poate chiar îmi iese, depinde dacă o să câștig meciul ăsta sau nu. Sper să nu mai dau de echipă din aia nebună. Ia să vedem, 189, 5-3-2, ok. E Benedet pe Lovdovant, Budragonio, Baby, Müller toți. E o echipă interesantă. În defensivă, mai mulți jucători foarte ok, francezi bulls pe acolo, foarte buni. A bine, e echipă ceva mai slabă decât a mea, deci poate voi reuși să obțin o victorie. Leva! Gol în fiecare meci. E 1-0. Ce să mai zic de ăsta? 1-0-20, super întoarcere. Din nou, colțul scurt e unic în acest joc. Felipe! Mamă! Ce golazo! Ăsta e, mă. Felipe, senzațional! Doamne, ăsta e un gol incredibil! Despre asta vorbim! Ia Felipe, balon și ba! Pac! S-a trenat cu Gulaș! L-am distrus și iese! L-am făcut să dea rejucut cu acest super gol! Și acced în prima divizie! Felicitări, ești în prima divizie! Am trecut de 1900 de puncte în sfârșit! Am stat foarte jos multă vreme ca să fac obiective mai ușor, like and subs, dar nu vom mai face obiective, așa că mi-am propus să ajung în prima divizie și în sfârșit am reușit să ajung până aici. Băi, au fost niște meciuri foarte interesante, se încheie cu un Eurogol. Lewandowski senzațional în toate meciurile, Sancho de asemenea foarte bun și am pierdut doar în acel meci în care am dat acea echipă uluitoare, extraordinar ce avea ăla acolo, n-am văzut niciodată o echipă așa de bună. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să mai vedeți din când în când clipuri la Rivals cu echipa mea, cu schimbările pe care le mai fac la echipă din când în când, spuneți-mi în comentarii, nu uitați să lăsați un like acolo, cam atât, oameni buni. Pa, pa!